Fiindcă tot i-a fost atât de încordați, Dana Budeanu are un sfat pentru susținătorii partidelor de dreapta, sfat de care aceștia pare că nu țin cont. Hai mai bine să ascultăm pe Dana și comentăm pe urmă în ce măsură s-a împlinit ceea ce le-a recomandat femeia. Aia care să costează, mă, știi ce se întâmplă? Luptăm până la capăt. Cu cine? Cu cine luptați până la capăt? Că noi am văzut ce ați făcut. Uite, suntem aici. Bine, nu voi singuri. V-am mai ajutat și sistemul. Eu zic mai bine ăștia care vreți să votați voi frumos, așa de dreapta, așa hipsteresc. Bă, ce credeți, bă? Bă, ce părere aveți voi, bă, despre... Bă, bă, nu, bă, să vă apucați ca lumea, bă, de sex? Ce ziceți de dimineață când vă treziți? Bă, s-o dați în sex. Bă, face sex dimineață. Să vezi când pleci de acasă, după ce ai făcut sex, ești mult mai luminat. Da, urcă oxigenul, sângele începe să ajungă la creier, că acum nu ajunge nicăieri, rămâne undeva jos sub genunchi și bă, se oxigenează creierul, bă, și vezi mult mai lepede. Tu n-ai văzut, bă, că ea care... Bă, tu știi pe cineva care face sex și votează prost? Nu, ăștia sunt toți ăia care nu fac, care nu știu ce sex au, care au alergie, care au... Știi ce se întâmplă? Au sinuzit. Care au, fac urticarie. Da, care beau lapte de migdale, care toți ăștia, voi n-ați văzut că numai eu ăștia votează prost? Voi ați văzut un bărbat adevărat șmecher, cu ouă, care face mult sex, care e fericit, care dore la banană, care votează prost? Deci pare că ea de stânga a făcut mai mult sex decât ea de dreapta. Domnule, cred că a încurcat puțin stânga cu dreapta. De ce? Nu, că n-ar fi și din ăștia așa? Ambidextri sau doar neomarxiști. Cred că la ei se referea la neomarxiști. Păi aia sunt de stânga, naiba, nu sunt de dreapta. Ei se declară de dreapta. Se declară peste tot. Așa, ziceți, stați un pic, domnul. Aia fac sex în grup, de al lor. Asta e, că domnul Andrușteac și e ca mafioții ai italieni care la bătrânețe să spovedesc. Domnul Andrușteac a fost la Reziști, că e fondator la USB cu Nicușor, după aia USR. Așa ziceți, dați din casă. Ăsta e momentul. Deci ăștia micii neomarxiștii sunt mai perverzi decât ei lați? Domnule, eu vă spun din ce știu, nu din ce am văzut sau din ce recomandă doamna Budeanu. Nu asta cu sexul e problema lor acolo, că gangbang-ul nu l-au inventat ăia care sunt conservatori. Deci, ăștia vă progresiți să pe gangbang. Sau au trecut 4 ani, am voie să spun? Da. A avut reclamație și Ghinea de... din ăsta, cum îi zice, de făcut de o colegă, hărțuire sexuală și nu știu ce. Bine? Deci, în curtea dumneavoastră acolo... Grasola în sandale, poți să hărțuiască pe lui, așa? Da. În timp ce făceau pe NRL-ul, știi? Stați cuminți că nu asta e problema lor. Așa. Problema e cu cine, păi, adică să le dea sfaturi, să le spună. Păi, dar n-a zis, frate, dimineață te-ai trezit. Dar nu le-a zis de... Cum ar zice academicianul pe nepișatelea, ai executat lucrarea și după aia te duci la vot cu oxigenat la creier. Depinde pe cine are față să execute lucrarea. Dar nu-i învățat cine cu cine. Că la ea asta e problema. Păi, dar stați, că n-ai cu toleranță. Poate oricine cu oricine. Bun, atunci... Și că ați văzut vreun bărbat adevărat, păi și dacă ești bărbat adevărat, nu poți să fii vorba dumneavoastră ambidextru. Care e problema? Sau, mă rog, da. Dar de ce? Uite, să vă lucrurile, că... Nu știu să mai spună tu înainte să pleci la vot, așa faci? În medida asta. A, să știu ce a făcut duminică dimineață. Da, da. Nu e pe zona mea, medida asta. Da, duminică dimineață ce ai făcut? Păi, dar nu ai votat aia, dacă vă aduceți aminte, era... A votat bine, ăsta era răspunsul. A votat bine. Era una Bogdan sau nu știu, Oana Bogdan. Da, aia care a zis să trăim toți împreună. Aia care a zis să trăim în copă, da? Ce vreți să vă zic eu mai mult? Că femeia a zis public. Ce să ne mai... combinăm, deci așa, să ne plictisim câte unul. Nu v-a plăcut să trăiți în grup cu ei? Anume, că se mai uită copiii la televizor, lasă-mă vorbim. Dar domnule, dar n-a zis nimic. Nu, domnule, mie place pe conservatorism, ce ai acasă, asta e și gata, clar. Avem și noi acasă, fără șpriț, fără țigări. Fără șpriț, fără țigări. Fără lapte de migdale. Asta e diferența între lapte de migdale și clisă, ceapă și o țuică. Vă spun precis. Deci ați votat bine? Eu am votat foarte bine.